În bucătărie s-a dat drumul la treabă. Bine, o să începem cu două ouă. Imediat ne spune Nicolae Bancu cu ouăle, dar nu acum, pentru că acum trebuie să gătim. Poțineți vreo rețetă. Ce faci cu foile de plăcintă? Foietaj. E un foietaj, nu-s foie de plăcintă. Foietajul ăla mai gros. O să fac un mușuleț de porc. Ok. Pe care o să-l curăț un pic, îi dau culoare, îl condimentez, pun un pic de muștar dulce. Asta se face roz spre alb, dacă-l... Depinde. Carne de porc să... Nu se face ca și vita, să facem timp mai mult, înțelegi? Okay, okay, dacă okay. O facem bine. O să fac o garnitură de morcov cu curcuma, o să fac niște orez, adică vreau să fac niște legume lângă, înțelegi? Vreau să am carne mătită în foietaj, foietajul în loc de pâine, da. Și pe lângă trebuie să fac 2-3 garnituri ca să am cu ce să mănânc. Am și niște beurre de cacahuete, de piure de alune americane. Bur de ce? Cacauet. Da, îmi place. Adică peanut butter. Peanut butter, da. Dar am uitat să zic ceva, bă, să știi că... Bă, asta sună prost și în engleză și în franceză. Vezi acum îmi dau zi. Bur, deci bur, adică... Știi care e problema? Vreau să mă vaiet. Poți să mă vaiet? Da, te rog. Păi de asar, făceam cumpărături la 6 fără 10, fără un sfert în magazine, să le cumperi pe tăte una, doi, să știi că nu e ușor. Da. Dimineața când vine aici, magazinele sunt închise, toate zăbrelele strasă. Da. Corect. Știi că mă cam chin așa, adică contra coronavirus. Ești pe ultima sută, ai văzut, da, cum se apropie, da, ora 6, cum, da, te grăbești? Da, am văzut. Tu te scuzi acum că sunt doar 2-3 ingrediente pe masă, nu? Dar nu, bade, stai așa un pic, nu mă scuz, Doamne ferește, dar eu ți-arăt că din 2-3 ingrediente aia o să facă măcar vaină. Păi vezi, plus că tu n-arunci nimic, oamenii știu. Mai, ai văzut? Că sunt econom, economul. Zine de ce e prin TikTok-ul de tine și de Speak. Băi, bizar, pentru că... Un moroșan care nu știe, un moldovean care nu știe să bea, nu prea găsește. Așa am făcut și la ziua mea. Așa? Da. Am mai invitat, am fost la emisiune și nu, ca om serios ce sunt, ca moroșan, m-am dus cu o iagă. De horincă. Normal. Și am dat un bar, din toată unde așa bățâncă s-a transformat. Devenit ca morcov ăsta. Cred că l-o deotea cineva. Da. No, bun, hai să ne vedem de treabă. Da, uite că facem, povestind aici mânurile mări, ne-am pus niște ceapă, două hribe, niște din asta, bacon, e un fel de bacon, dacă nu-i prefer deloc, da. Și spar două sau trei? Două, bugat, wow. Să fim liniștiți. Sunt cam și noi. Face și mic dejun, dragilor, că nu putem începe dimineața fără mic dejun și Correct. Fără mișcare. Ba, de te văd, să știi. Plec dacă nu mai acolo. E. Te văd că trage acolo la seară și vreau și eu să mă duc. Haide. N-ai unde, că s-a închis. Facem în curte acum. Păi, nu, facem afară, ce mai. Nicolaș al nostru a umplut TikTok-ul de vreo două zile, el și Speak, la masă, la o iagă de horincă. Te-ai dus și tu cu cea mai bună marfă, înțeleg. Adică n-ai dus o chestie așa... Horincă bună, îți dai seama, nu? L-a pus pe omul ăsta care nu știe cum e cu tăria, să guste din ceva moroșenesc. Așa transformare la un om. Băi, n-am văzut, s-a roșit-o. Nu putea să-și controleze ochii. Divorțase ochii, pentru că erau... Băi, băiatule. Divorțase ochii. Fain asta, n-am știut-o. Da. Conci. Dar tu ai tot timpul ceva la tine în caz că nu se stabilește o prietenie, nu? Da. Păi nu. No. Oamenii se întâlnesc tot timpul pe lângă masă, la un bahar, adică... Unde să se dezlege limbile dacă nu... Exact, să creează atmosferă. Bine, nu? De obicei să dezleagă sau să leagă maită cu două nuduri. Depinde cât stai la masă. Exact. Nicolae al nostru face ceva cu mușchiuleț de porc, foietaj, da. Fenicul, un fel de... Și fac niște, mai multe garnituri fac. Fac am o garnitură, ceva, da? Fel de un crud, da, uh-huh. Un foietaj. Vreau să fac mai multe garnituri, fac niște o vânătă, uh-huh, într-un sos de roșii, dar vânăta prima dată o fac în tigaie, o scot afară. Așa. Și în uleiul ăla pun sosul de roșii, usturoi un pic de ceapă. Vreau să fac o vânătă cu sos de roșii, uh-huh, separat. O să fac niște morcovi în curcuma, o să-i curăț, o să-i trag în tigaie cu un pic de ceapă tăiată mărunt, tot așa un fel de usturoi, un pic de usturoi, un pic de unt. Asta e curcuma? Ai curcuma, da. E foarte... Asta e aia care scolorează dinții? Scolorează dinții și e foarte, are mulți antioxidanți, e foarte sănătoasă. Dar punem doar puțin așa, nu? Ba da, punem mai mult decât nu se simte. Și o să-i fierbem morcovii într-un pic de apă, cu unt, cu curcuma, o să rezesească o garnitură foarte faină, adică să am bun două culori deja.
deja diferite. O să fac carnea. În loc de pâine avem foietajul. Și vreau să fac și niște ciupeci. Adică vreau să fac o farfurie faină. Am înțeles. Carnea de porc, tot așa, o tragi întâi la tigaie? Bă, un pic, o sigilez, cum s-ar zice. Sare, piper, o sigilez. O dau cum tine muștar. Am un muștar pe bază de miere. O să pun... N-ai zi odată în franceză, că sună atât de bine. Beurre de cacauet. Înțelegi? Adică, sau dacă nu, ca la Maramureș, unde... Aluni americane. Americane. Înțelegi? Așa. Pentru că porcul merge cu ceva dulceag. Un lejer, așa un pic. Înțelegi? Merge foarte fain. Și la ciuperci o să pun și un pic de șuncă să dea un pic de afumătură. Să vezi? Îmi place ca la o garnitură, ca la o bucată de carne, să pun două, trei garnituri lângă, înțelegi? Ca să nu fie lumea supărată și să ai de unde alege. Ce legătură există între foaia de foietaj, untul de arahide și aluni americane și porcul ăsta care ți-am zis, mă, că se face alb, ăsta e porcul ăla sănătos. Da. Te zice la manual că ăsta nu-i rău. Da. E și slăbuț. Ia zi-mi, ai dat pilița jos de pe mușchiuleț? Da, l-am curățat un pic. Ca să nu se strângă, nu? Oricum, mușchiuleț de porc nu are ca și mușchi de vită. Da. E mult mai fin, adică mult mai lejer, nu-l ține așa tare, să știi. Ok. Și am făcut mai devreme în tigaie. L-am dat sare, piper, foi de dafin, usturoi, un pic de cimbru, i-am dat un pic de culoare, aici unde ținut l-am tăiat un pic, bade. Da. Te vezi ce culoare fain are? Da. L-am deglasat cu un pic de horinca. L-am deglasat. Adică carnea și se lipește un pic de tigaie și atunci aromele rămân lipite un pic dacă bagi de seamă. Și ai deglasat cu un pic de horinca. Trebuie să pune cu un pic de vin, cu un pic de coniac, pentru că coniacul e foarte aromat. Da. Și atunci n-am avut niște horinca și am pus un strop, înțelegi? Și după aceea am pus un pic de apă ca să fac un pic de zamă, înțelegi? Zi sincer, să fie vorba între noi. Da. Te-a ajutat și Florin la deglasat? Păi el a adus fuiaga. El a adus antigelul. Da. Bun. Și ați deglasat numai tigaia? Da. Da, normal. Păi, dar trebuie, fii atent, aromele sunt acolo, nu glumesc, în arsura aceea. Da, bun. Și aici, eu am zis așa, okay, că îmi plac alunele americane. Am pus un pic, e un pic dulceagă, cremoasă, da, nu un pic, necăcioasă, n-ai exagerat, nu tare mult. N-ai pus ca pe pită. Exact, da. Și am vreau să pun și un pic de muștar cu miere, bade. Bun. Dar porcul, unde vine porcul? Eu nu înțeleg păi, asta. Păi, cu să bate. Și îl pui întreg? Da. Ok. Dar nu-l mâncăm întreg, să știi. L-am păi nu, tăiat, că vine tăiat în secțiune și va veni ca o ruladă. Da, yes, bade. Uite ce fain, vezi? No. Și am opun niște cimbru pe care mai devreme eu l-am rupt. Deci l-am proaspăt, nu uscat. Nu. Ai ce fain miroase asta. I-am rupt doar vârfurile, înțelegi? Mi-a luat ceva timp mai devreme, un pic, mă jucam. Uite, cimbru. Vezi? Și am dar bucăța asta de carne, mușchiulețul ăsta, îl pun aici, bădiucă. Am o statistică personală, câți oameni urăsc Tarhonul, știi câți? Enorm de mulți. Da, la dar nu la noi, în zona de nord îl folosim în ciorbe, e foarte gust să-ți dau, mă, foarte fain. Dar e bun, dai să vedem cum se... Și uite, îl țin cu plasticul ăsta, pentru că plasticul ăsta mă ajută, bate, vezi? Uh-huh. Așa. Bun, și după aia îl dai la cuptor sau mai tragi o dată la tigaie? Nu, păi nu mai tragi la tigaie, bate la cuptor, îmi dat drumul la cuptor la 180 de grade. Bun. Îl învârtez mai mult, nu mă deranjează dacă am pie surplus, pentru că nu o să mai am nevoie de pâine deloc. Asta, okay. asta e garnitura mea de pâine. Și dacă bagi de seamă, aici, eu între timp, am niște ciuperci, bade, da. Am niște vinete în sos de roșii, da. Am niște roșii decojite, tot cimbru, usturoi, unt, bade. Da. Adică vreau ca la această mâncare, că de obicei când facem fripturi, da, punem cartofi, că-i facem piure, că-i facem la cuptior, că-i facem naturi sau sub de mine. Dar eu am zis că vreau să fac o ruladă, o carne în care să am multe garnituri fără picioci. Fără cartofi. Da. Nu, bun. Ai înțeles? Acum, hai să mergem la cuptiori. La cuptiori. Hai să mergem la canapea, să mai vorbim și despre filme, că de mâncat am mâncat și astăzi. Răzvan? Tadina, voi ați luat tot ADHD-ul de s-a dat? A venit cineva și a zis, și ați luat voi doi tot ADHD-ul? Că dacă trebuie să intrăm, indie te-ai dus. Bade, eu sunt în bucătărie și am și un cuptior. Na, arată-ne. Ai văzut? Asta e hiba. Bade, hai să vezi. Mamă. Ai lume și iar lume. Să mai las cam vreo 10 minute și gata. Trebuie mult să ai verificat că mi s-a întâmplat. Să mai și uit. Aia zic, cât l-ai lăsat?
cam vreo 25 de minute, fiind destul de subțerel, după ce am dat culoare, la după ce l-am frigelat, la ce temperatură? 180 de grade, cam de obicei lucrurile le fac la 180 de grade, sunt liniștit, pun un ceas aici, nu pot, dacă sună, na, nu-i fain. Aia e. Fii atent. Champignon. Da. Vine de sos de roșii, am niște roșii de culoare, le-am făcut în sosul de champignon, foarte fain. Aici, bădiucă, avem niște orez cu bulgur. Și cu un pic de ceapă. Și un pic de ceapă, dar un pic de sos de roșii, bade, și am pus mult pun deasupra. Sare, o zic că am pus prea multă, cei care povestesc la masă. Ce? Să nu creadă că n-am pus, că mai trebuie pus. Bă, știi regulă, am comentat, nu mănâncă. Oi, de mine, să arunc pe jos. Hai, de luță. Am pus ceapă, bun. Unt, am pus fenicul și... Fenicul. Fenicul. Acum pun curcuma, bade, de culoare. Și culoare faină, e antioxidant, e foarte sănătoasă și foarte faină. Antioxidant și un foarte bun colorant. Da, colorant, da, să da, vedeți da, da. Pe dinți după aia și pe limbă. A, să nu-i musai, nu e problemă, e chiar, da. Și am pun morcovii, bade. După care îi colorez un pic, sare, tiper și pe aceea pun un strop de apă, dar pun apă când e un pic, trebuie să se confieze, da? Aha. Nu mai mult de atât, azi. Da. Îmi place culoarea care o cap... Hai că mi-e așa albă, pardon. Stai cum? Da. Dar stai că prima dată, auzi, din inerție sare pe mine, nu pe tine. Numai dacă vrei tu să dai. Mamă, e acum facem și fizică în bucătărie. Dă-i acolo din mânuțe. Da. O, aveai și tu cu ochii și n-ai apucat să o zici. Care mă ce? Cu Paris, sumă. Ah, da. Ah, de mine era legătura cu că ochii s oglinda sufletului. Exact, da. Și era un bancă George cu cătămâna ce da. În ochii în ochii tăi văd tot Parisul, dar ce da capra mea o vezi că nu crezi capra. Topă la Paris. Da, joi e un banc de când eram amândoi în a patra zi. Lasă-l, că nu mai știam finalul. Care n-a găsit cazare și l-a băgat sub pat. Zice, bade, am cameră pentru tine, dar stai, dar stai sub pat după ora 12, că mai vine un cuplu. Așa lungi? Așa e. Și m-am oprit. A, și ăia de sus, ăia chiță e, scârță e și bade să obține cât poate. Și ăla zice. El o ia de gușă și zice... În ochii tăi... În ochii tăi văd tot Parisul. Și Badea iese de sub pat și zice, dar măgarul meu nu-l vezi? A, păi stai, bă, păi stai cu măgarul. Era cu capra. Badea, nu am Badea. Capra, Badea. Vă jur, bancul e din 1909. Lasă, băi, că nu ne-a făcut pe noi. Tu n-ai văzut ce-i pe TikTok. Hai să luăm o scurtă pauză și să ne...